Salutare, salutare, foști colegi de izolare. Și aș fi vrut să zic și de nouă relaxare. Trebuia să intrăm în a patra etapă de relaxare cu începere de mâine. Că vedeți, a trecut jumătate de an, 6 luni, și nici nu ne dăm seama ce am făcut în răstimpul ăsta. Atâta doar că am fost aici mai apropiați. Vreo 3 luni colegi de izolare și acum din ce în ce colegi de relaxare. A patra etapă trebuia să intre în vigoare, dar n-am fost cumin și domnul Tătaru, na-na-na, ne-a arătat, nu e ușa, stați la cutie, nu mergeți acolo, nu faceți aia, nu fa... Are dreptate pe undeva. Adică când suntem noi conduși de tătari? Noi avem în fruntea țării un sas. De când un tătar face treaba asta și cu un Arafat? A? Așa a zis domnul Tătaru și nu-i contez meritele. Știe el ce zice, că suntem încă în valul 1. La toamnă așteptăm valul 2 de pandemie și încă în valul 1 suntem într-o situație mai periculoasă. Valul 1 e cu două cocoașe. Am avut prima cocoașă prin aprilie după Paști și acum vine cea de-a doua cocoașă, mai mare. Când de virus îți este milă, o să ai grafic cămilă. Că nu mi-e milă de virus, mi-e milă de noi. Că așa și eram cocoșați de tăte, cocoșați de necazuri, cocoșați că au crescut prețurile, cocoșați că nu putem merge acolo, cocoșați că nu putem face aia, cocoșați că s-au închis firme, cocoșați că nu mai merg afacerile. Și acum mai vine și la pandemie valul 2 din cocoașă. Eu nu știu ce să zic. Val cu două cocoașe. Vine valul și mi-a... Stăm și așteptăm. Așteptăm înserarea, vorba bancului, când măgarul stătea la marginea satului și animalele în pădure făceau chef și se îmbătau și el o lua numai o țuiculiță să-i strălucească ochii și lor întreba pe măgar, ce tu nu intri în party, tu nu? Eu aștept înserarea. Așteptăm și noi cu înfrigurare să vedem ce ne-au făcut tinerii la bacalaureat. Imediat se anunță rezultatele. Cum se anunță rezultatele? Secretizat. În loc să mergi să te vezi acolo și tu, mândria familiei, mândria satului, mândria scării de bloc, să te vezi trecut frumos la panou, nu, acum ești secretizat. Cod, nume, cod, prenume, cod. Păi asta era cea mai mare bucurie după ce dădeam bacalaureatul. Suna pe fix secretara, suna doamna secretară pe fix. Sau mergea doamna dirigintă în secretariat și o ruga pe secretară să lase să formeze niște numere pe fix și ne suna pe fiecare acasă. Haideți că s-au afișat, că de obicei se afișau cu 2-3 ore înainte decât ora prevăzută. Imediat ne luam cămașa. Noi așa aveam o cămașă specială pentru bac. Pantalonii de stofă, papucii, și hai la, pe jos, 2 km, 3 pe jos, ce să ia. Mergeam pe jos la bar să ne vedem rezultatele. Ei, ce curioși, du-te tu, dă-te, cât o luat? 8, 40, cât? O picat cineva? Niciunul. Sau dacă o picat, o fost din promoția anterioară. Bravo, mă, hai, bă, suntem tari, bravo, hai. Flori la diriga, ce flori? Garofe, hai, bravo, e, bă. Merem la facultate, ei, să zice, chefuri tragem acum. Bine, și acum să bem un suc. Așa am sărbătorit noi, absolvenții liceului, deveni colegiu din Câmpeni Alba, colegiul Avrameancu, acum azi, dacă nu mă înșală memoria, 21 de ani, așa am sărbătorit. Am mers la Giulia la un suc și am râs. Asta știam noi să facem, să râdem și să învățăm. Acum invers, învățăm din greșelile altora și râsul nu e a nostru. Or fi note de 10? S-ar putea să fie și note de 10, că mai sunt și elevi, adolescenți conștiincioși. La geografie, de exemplu, undeva în Cugir, în loc să le dea subiectele de anul ăsta, le-au dat subiectele din 2019. S-au panicat cei din comisie. Era chiar ultima probă. E și explicabil. Nu știai, nu știi ce ne facem, repede să schimbăm subiectele. Domnule, că e geografia, că e subiectul din 2019 la geografie, că e subiectul din anul ăsta. Geografia nu s-a schimbat mult. Tot așa arată relieful. Poate cu un pic mai puține păduri și niște dealuri care au luat-o la vale în urma precipitațiilor abundente. Să sperăm că o să fie și note la BAC, note de 10, medii de 10, cum a luat nota 10 la capacitate, la evaluarea națională, domnișoara Maria, dintr-o comună din Iași. 10. Bravo ei. Diriginta sa spunea că
Cea mai mare bucurie a fetiței, cel mai de preț cadou e atunci când primește o carte. Bă, o carte în ziua de azi, să dai unui elev, să uită pe toate părțile, zice, și unde are buton? De unde pornim aplicația? E o carte, se răsfăiește, se citește. Extraordinar. Și tot ea spunea, într-un interviu, fetița de 14-15 ani absolventă, că zice, nu prea m-am mirat că am luat notele astea bune. Acum nu mă așteptam chiar la 10, dar totuși eu am învățat în generală. Și secretul reușitei, ne spune o fată de 14-15 ani, o tânără domnișoară, este să înveți constant, să muncești constant. Citatul ăsta ar trebui pus cover la Facebook de către toată lumea. Că zice el noi, ca parafrazându-l pe Leon Bloy, când ajungi în școală. Aici nu se știe cine dă și cine primește. Mai învață și profesorii de la elevi. Și noi ăștia mari trebuie să învățăm de la ăștia mai mici. Bravo ei, felicitări! Să-și facă un viitor frumos, să aibă un destin luminos oriunde pe planeta asta rotundă. Că în trending rămâne Vulpița. Tot din Moldova, din Blăgești, Vulpița. Vedeți? Pe vremuri aveam o scriitoare, o știți voi, prietenii de pe YouTube, și mulțumesc de like-uri, mulțumesc de share-uri, mulțumesc de, știți voi, de comentarii. Ileana Vulpescu. O bună romancieră, o bună scriitoare, nu mai vorbesc de soțul, poetul și traducătorul Romulus Vulpescu. Ei, Ileana Vulpescu a scris Arta conversației. Te duce în altă lume. Și n-au trecut mai mult de 20, 30, 40 de ani când aveam aceste personaje care ne populau țara. Nu acum cu sushi, sushi, maki, 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 maki. Eu nici n-am mai mâncat sushi când am auzit melodia asta în trending, ascultată de vreo 6 milioane de români, că japonezii nu cred că o ascultă. Dacă o să facă și melodia gretare, gretare, sarmale, sarmale, devin vegan. Nu se poate. E o ciornă, nu e o melodie. Deci aveam Vulpescu. Și iară vedeți o pasiune de-a românilor de a diminutiva, nu? Cât costă 5 leuți, 2 bănuți, o punguliță, bonjurică, diminutivăm tot. Că ne place, că facem la mișto, sau că așa ne-am obișnuit, să diminutivăm. De la Vulpescu am ajuns la Vulpița. Că ni se pare că dacă folosim un diminutiv, e mai accesibil, mai ușor, da? Tot pe panta asta m-a lunecat, a ușurinței. Să facem ce putem și cât putem, dar cât mai ușor, și să nu ne întrebe nimeni dacă am făcut sau... Ori Maria, care acum și-a luat evaluarea națională cu 10, ne zice că munca făcută în mod constant e secretul. Nu mai e un secret că joi, 2 iulie de la 9 seara, mă văd cu cei care stau în București și în zonele limitrofe la un spectacol sub egida The Fool, organizat pe terasa Hope Garden în București. Grăbiți-vă să luați ultimele bilete, pentru că s-au dat foarte bine. S-au vândut, cum să zic, ca lipia proaspătă, ca, trebuie să fii și politică, corect, ca pâinea caldă, ca... Și ne vedem acolo. Dacă nu, continuăm să ne vedem aici, pe internet. Ați observat? S-a schimbat studioul. Am dat și culoare pe stătencuială și totul în regulă. Când o avea și o bere aici, o să zic ca în reclama aia, să înceapă relaxarea. Și atunci și Nelu Tătaru o să zică, bă, dacă o zis Bendea că începem relaxarea, dă-le dracului de cocoșe de la Cămilă, să ne relaxăm cu toții. Nicu Bendea vă salută și vă dorește o zi, ca de obicei, deosebită.